și anii au început să curgă. Isolda era lângă Marc, regina în ținutul Cornwall, iar Tristan numai baron. De câte ori se întâlneau, Tristan i se pleca supus. Isolda se uita la el cu o privire îndurerată. Apoi se întorcea spre ceilalți și le zâmbea însă silit. Tristan se stăpânea cu greu. Amândoi sufereau cumplit. Iată însă că un alt nepot al lui Marc, ducele Andret, dușman de moarte al lui Tristan și numai din invidie, le pândea fiecare pas, iar din privirile schimbate de cei doi tineri și-a dat seama că ei încă se mai iubeau. Și împreună cu alți baroni s-a furișat pe lângă rege, strecurându-i pe nesimțite o travă a bănuielilor. Reginei încă este drag Tristan, prințul de Lunois, care pe ea a cucerit-o cu armele, precum se știe, și va adus-o până aici, numai fiind că era vasal și trebuia să se supună. Se vede asta din priviri. Mai bine ca Tristan să plece. Numele vostru ne e sfânt. Să nu se întâmple ceva rău, au glăsuit lingușitorii. Regele Marc s-a încruntat. L-a chemat pe Tristan la el și i-a cerut să părăsească pentru o vreme Cornwallul, să plece chiar a doua zi. Tristan a vrut să se supună și era gata să pornească, însă l-a săgetat un gând: cum ar putea pleca din Cornwall fără să-i spună rămas bun isoldei lui cu păr de aur? Dar dacă nu se mai revăd, dacă el moare între timp de dorul care îl chinuie, sufletul îi ardea în piept și așa s-a hotărât să o vadă întâi de toate pe Isolda, orice ar fi fost să se întâmple și să-i spună rămas bun. Luându-l pe Gorvenal cu el, Tristan s-a dus într-o căsuță din Tintagil și s-a ascuns. Cu ajutorul brangienei, mult credincioasa slujitoare, i-a dat Isoldei întâlnire la poalele unui copac a unui pin, într-o livadă lângă un lac la marginea castelului. Isolda s-a cutremurat. Dacă venea, făcea o faptă prin care îl supăra pe Marc. Dar dacă nu voia să vină, nu era oare și mai rău? Tristan nu deznădăjduia și în deznădejde nu putea el, ce era vigelios, să își reteze firul vieții. Isolda, deci, s-a hotărât să-l întâlnească pe Tristan. Dar la castel se mai afla și un pitic cocoșat, Frausin. Frausin era și vrăjitor. El se aliase cu Andret, fiindcă Tristan era frumos, era iubit, îi ajuta pe cei sărmani și lupta în apărarea lor, cum se întâmplase când Morhold venise să ia tinerii, cu ani în urmă, în Irlanda. Acum, prin vrăj, Frausin aflase de întâlnirea lui Tristan cu mult iubita lui Isolda, sub acel pin de lângă lac. Îl înștiințase pe Andret, iar acesta pe regele Mark. Regele, auzind aceasta și dorind să se încredințeze cu ochii lui de ce se întâmplă, s-a urcat seara în copac, luându-și și arcul cu săgeți. Peste puțin, într-adevăr, Veni Tristan lângă copac. Așadar nu este minciună, își spuse Marc. Am să lucid și își puse o săgeată în arc. Însă Tristan, cum stătea pe țărm și privea visător în lac, îi văzu umbra regelui care își punea săgeata în arc. Cum să o vestească pe Isolda și cum să nu se dea de gol? Teamă-i era doar pentru ea, își muncea mintea ce să facă, se frământa, dar prea târziu. Isolda lui să și ivi albă, subțire, diafană, plutind parcă printre copaci. Tristan rostia, unde ești? În acea clipă, cum șoptea, apropiindu-se de copac, luna se arătă senină și lucitoare printre crengi. Ca și Tristan, văzu și umbra lui Marc cu arcul în mâini. Nu e nimic, gândi solda, regele are ce -a auzi. Și spuse tare lui Tristan. Tristan, deși am fost a ta și tu m dat regelui Marc, cum altul nu ar fi făcut-o, dușmanii nu se potolesc și totul din invidie. În jurul nostru s-a țesut un despăienjeniș de intrigi, de aceea eu te sfătuiesc să pleci din Cornwall chiar acum și să nu te mai înapoiezi, chiar dacă ai să fi rugat. Regele și-a plecat urechea la glasul clevetirilor și nu doresc să-ți afli moartea, fiindcă ai fost prea credincios cuvântului ce i l-ai dat. Același lucru îl socoteam și eu, prea nobilă solda. Vreau să vă asigur că am să plec și încă pentru totdeauna, dar țin să vă spun rămas bun ca uneia căreia-i datorez viața mea toată, spuse el. Regele atunci se rușină de bănuielile avute, coborându-se din copac, îi luă pe Isolda și pe Tristan și îi întoarse la castel. Dar le ceru ca niciodată blonda Isolda și Tristan să nu-și vorbească între ei decât în prezența sa. Dușmanii nu se liniștiră nici după această întâmplare. Andret, Frausin și ceilalți stăteau neobservați de veche, doar, doar vor dibui ceva, să-i poată spune regelui și să-l răpună pe Tristan. Iar el n-avea altă dorință decât să schimbe un cuvânt cu cea mai dragă decât viața, sau, cel mult, să-i atingă mâna, mâna ei albă și micuță, luată de marc din mâna lui. Însă își dădea seama că pândeau dușmanii la fiecare colț, că ea era în primejdie, că însuși marc încuraja această goană în urma lor. Pe vremea aceea, regele dormea cu rudele apropiate în una și aceeași sală. Numai că iată, într-o seară, când ceilalți se culcaseră, regele marc îi porunci nepotului Tristan să plece în zor de zi la Camelot, la Curcea curtea regelui Arthur, cu o scrisoare de la el. Apoi, cam către dimineață, regele Mark se ridică, urmat și de ceilalți baroni, și ieși afară din castel. Tristan nu se mai stăpâni. Este prilejul, se gândi, să schimb o vorbă cu Isolda, mai ales fiindcă am să plec astăzi la regele Arthur și nu știu dacă în calea mea nu mi s-a întins cumva vreo cursă și dacă n-am să pierd pe drum. Se ridică din pat cu grabă, era îndrevărsat de zori și între patul regelui și cel al său văzu pe jos un strat subțire de făină. Își dădu seama de îndată că Frosin făcuse acest lucru și regele era înțeles și cu Frosin și cu Andret. Totuși, dorința de a vorbi cu fica regelui Irlandei birui prevederile ca să nu calce prin făină, dar să ajungă la Isolda, se încordă, făcu un salt și ajunse alături de ea. În clipa când sări Tristan, intrară în sală regele, baronii lui și vrăjitorul. Regele porunci să-i lege și pe Isolda și pe el, să nu se facă judecată, dar să se pregătească rugul și cei ce se iubeau să ardă, să fie prefăcuți în scrum. Ziua a venit însângerată în sunete de trâmbițe. Crainicii regelui îi chemară pe cornul să se adune să vadă execuția. Nu vrem să moară nici Tristan, acela care ne-a scăpat prin lupta lui de irlandezi, și nici regina cea frumoasă, bună, Isolda. Nu, nu vrem, striga mulțimea înfuriată. Dar regele nu ținu' seamă și când rugul se ridică, Trimise întâi după Tristan. Pe când îl aduceau pe cale, în ștreanguri, ca pe un tâlhar, îi întâlni bunul Dinas, un baron prieten lui Tristan. Și acesta cu sabia îi tăie legăturile. Nu se cuvine, zise el, ca un baron, cum e Tristan, să fie dus legat la ștreanguri. De fuge, aveți săbile. Pornirea apoi mai departe, trecând pe lângă o capelă. Oamenii se opreau aici să se închine uneori. Capela se găsea pe o stâncă, la marginea unei prăpăstii, și avea o scobitură în piatră pe unde iarna ieșea fumul. Mai înainte de a muri, rosti Tristan baronilor care îl călăuzeau spre rug, dați-mi voie să intru aici și să-mi fac o rugăciune. Și, fiindcă îi îngăduiră, Tristan pătrunse în capelă. Dar cum era de subțirel și mlădios, se strecură prin coșul cel îngust de piatră, ieși afară și sări de sus în valurile mării. Notă: Alte variante arată că Tristan a sărit pe o lespede de piatră. În Cornwall există chiar o astfel de lespede la țărmul mării, numită Saltul lui Tristan. Am preferat însă varianta populară germană mai verosimilă a saltului în apă. Notă încheiată și marea clocotea acolo ca un balaur printre stânci. S-a înnecat, spuse Dinas, văzându-l cum se prăbușise. S-a pedepsit singur Tristan, vestiți-l pe regele Marc. Dacă-i așa, glăsui Marc când auzi această știre, să-mi o aduceți pe regină. Isolda fușia adusă, însă mulțimea clocotea. Nu vrem să o ardeți pe regină, Isolda e nevinovată, altă pedeap să-i puteți da. Atunci se arătă în fața regelui un om respingător peste măsură și care se numea Ivein. Trupul era tot plin de plăgi, obrazul lui părea mâncat pe jumătate de un lup. Din nas n-avea decât un uciot și era îmbrăcat în zdrențe murdare și mirositoare. Mulțimea toată-i făcu loc, fiindcă Avein, era lepros. În urma lui Aivain mergea tăcută și îngrozitoare, o ceată mare de leproși, toți plini de răni putregăite și toți cu zdrențele curgând, răspândind o duhoare grea ce-i înneca pe privitori. femeile își acoperiră ochii să nu-i vadă trecând, însă Aivain și însoțitorii lui veniră la trei pași de rege. Măria voastră, îi zise el cu o voce spartă, ascuțită, vreți să o ucideți pe Isolda, ca sta de vorbă cu Tristan, dar ia gândiți-vă că rugul o să o prefacă prea curând într-o grămadă de cenușă. Și suferința i s-a sfârșit. Noi suntem ocoliți de oameni și arătați cu degetul. Neveste nu avem de mult. Dați-ne-o dară pe Isolda. Isolda se va îmbolnăvi de lepră, ca și noi ceilalți. În loc de rochii foșnitoare și blănuri scumpe de samur, o să ia târne zdrențele. Ce vreți, pedeapsă mai grozavă? Trupul ei alb va putrezi, încă de vie, rege Marc. Nu, nu mă dați leproșilor, plângea pe rug, blonda solda, cu tremurându-și umerii de înfiorare și de spaimă. Mai bine, dați foc rugului. Numai că regele rânji cu grăa strâmbă spre solda. Mânia îl făcea nebun. Luați-o, le strigă proșilor. să putrezească vie fiind și chipul ei frumos acum să facă silă tuturor. Ivein se repezica fiara dezlegă legăturile. Mulțimea se ruga în cor. Nu, rege Marc, nu face asta, căci cerul te va pedepsi. Luați-o, răcni încă Mark o dată regele Marc către leproși. Aceștia au conjurară și în groaza celor ce priveau faptacea cea crudă a lui Marc și fără de asemănare cu nicio alta pe pământ, vein, o trase pe isolda de păr către sălașul lor săpat în stâncă lângă mare. Oamenii se împrăști iară și-și mare regele, afară numai de Andret, piticul blestemat Frosin și alți câțiva baroni vicleni. Atâta doară că Tristan, sărind în mare, nu săvârșise fapta asta pentru el, ci doar cu gândul la Isolda, voind să o scape de o sândă, iar el putea apoi să moară. Din fericire, chiar de mic făcuse astfel de sărituri pe coastele din Lunois, apoi de asemenea în Cornwall. avu noroc, nu se lovi, și notând sub apa mării, se întoarse repede la țărm. În vremea asta, Gorvenal, de ajuns de prevăzător, trăgând nădejde că Tristan totuși scăpase, îl căuta, se întâlnirea amândoi pe plajă lângă Tintagil, acum pustie, fiindcă toți fuseseră chemați de Marc să vadă execuția. Gorvenal îi aduse calul. Baidă dădu și sabia pe care el o tăinuise sub mantie când îl legau din ordinul regelui Marc în zorii zilei la castel. Tristan încălecă pe loc și vru să plece către rug să lupte iar pentru solda. Nu făcu însă zece pași și un convoi se arăta. Convoiul era de leproși. În fruntea lor pășea aivei, intrăgând de pletele de aur pe o tânără fără puteri, care abia se mai zbătea. Ceilalți țipau de bucurie și ca maimuțele săreau, fiindcă cea mai frumoasă fată din câte se găseau pe lume era acum prada lor. În timp ce ei țipau bezmetici, îl și văzură pe Tristan, Convoiul stătu locului, numai vein, o mai ținea de plete pe blonda Isolda. solda, o chemă Tristan, solda iată, sunt aici, și se avântă către leproși. Când le reproșii se risipiră și nu rămase decât ea, trântită pe nisipul plajei, cu părul revărsat în valuri, oftând ca un copil bolnav, Tristan o ridică sfios. Tristan, își optia, Tristan, ți-am adus numai nenoroc. Tristan o mângâie pe păr, urcă pe cal cu ea în brațe și, însoțiți de gorvenal, s ascunseră într-o pădure să stea în ea cu fiarele, fiindcă la curte cu baronii și regele nu mai puteau. Tristan, de mic crescus un câine, pe care îl chema Hasdent, de când fusese luat Tristan de cavaleri și dus spre rug, Hasdent nu mai mânca nimic. În schimb, nu înceta o clipă să-și muște lanțul să se zbată scurmând podelele de piatră. Întreg castelul răsuna de lătrături și urlete. Regele Mark nu mai putea o clipă să închidă ochii. Au hotărât, deci, să-i dea drumul, dar să vadă pe unde o ia, poate că-i duce spre Tristan fiindcă Aivein îi înștiințase că nici Tristan nu era mort și că le-o luase pe Isolda, să afle unde s-au ascuns. Câinele negru și voinic, scăpând din lanț, o luă la fugă întâia oară spre capelă și o porni spre plaja mării. De aici o luă către pădure și în pădure îi pierdură urma, dar el ajunse la Tristan. Pădurile creșteau pe atunci atât de mari și încălcite, încât era nespus de greu ca să-i mai afle pe fugari. Afară de asta, prin hățișuri, nu se putea merge în grup și nimeni nu avea curajul să-l întâlnească pe Tristan, decât dacă erau mai mulți, căci Tristan i-ar fi pedepsit, desigur, i-ar fi doborât, săgeata lui nu dădea greș. Și așa, baronii hotărâră să se oprească deocamdată, dar să-l trimită pe Frosin, poate că el îi va găsi. La început, Tristan îi făcu iubitei sale în pădure o colibă din ramuri verzi și o presără pe toată cu flori. Dar iată că veni și toamna, săpă atunci un bordei. Tristan îl dresese pe Hastend îl dresase pe Hastend ca să-i ajute la vânat, fără să latre nici de cum. De cum afla unde-i vânatul, câinele îi călăuzea în liniște, sau pe Tristan sau pe scutierul Gorvenal. Hastend părea un câine mut. Numai când buna lui stăpână Isolda îl mângâia blajin, Hastend abia de mârâia, închizând ochii bucuros. Vara mâncaseră și fructe, mere și pere de pădure, dar iarna aveau numai carne, bineînțeles, când o găseau. Hainele lor subțiri de vară erau acum ferfenițite. Tristan și Gorvenal, scutierul, au trebuit să pregătească în iarnă blănuri de învelit. Isolda nu era deprinsă cu greaua viață de pădure. Pe lângă frig și umezeală răbdau de foame deseori sau mâncau numai rădăcini. Dar ei nu vedeau toate astea, căci dragostea le dădea puteri. Tristan îi închina soldei versuri în fiecare zi. Seara se așeza lângă foc cu harpa în brațe și cânta. Și în versuri nu-i vorbea decât de ce simțea inima, inima lui, văzând-o cât e de frumoasă și știind cât de dragă-i e. Păcat că nu și-a scris Tristan aceste leiuri, de amor și astfel nu ni s-au păstrat, că cealte le leuri mai frumoase nu s-au mai scris de când e lumea și sigur nici nu s ar mai scrie. Isolda era fericită, fiindcă Tristan era cu ea și nu știau că prin pădure frăusind piticul îi căuta. Și acesta, până la sfârșit, a putut să le dea de urmă, să le descopere sălașul vestindu-l pe regele Marc. Trecuse vitregia iernii și păsărelele cântau, pădurea înverzise toată, flori răsăreau prin luminișuri. Era o zi moleșitoare. Tristan și blonda Isolda se întorseseră în coliba de primăvară din Bordei, iar Tristan împrospătease coliba lor cu ramuri verzi și presărase în ea flori. Corvenal nu era acasă, se dusese la vânătoare, luându-l cu el și pe Hasdent. Nefiind câinele la colibă, regele și suita lui se apropiară de colibă, privind printr-o deschizătură. Într-un colț se afla ulciorul, alături un arc cu săgeți, o suliță și două gioage. De o ramură, ca de un cârlig, spânzurau câteva veșminte. Mai multe piei de animale erau azvârlite într-un colț. Și în mijloc se vedea un pat. Era un pat făcut din ierburi și presărat apoi cu flori. Pe pat se odihneau amândoi, dar între ei lucea albastră lama tăioasă unei săbii, semnul de plinei curății. Regele Marc, care venise aprins de gânduri ucigașe, se înveseli numai decât. După ce, fără îndurare, o dădusele proșilor, în acea zi de neuitat pe cea care era soție, regelui îi păruse rău, fiindcă atunci când rămânsese fără de tinerețea ei, înțelesese că-i bătrân și ar fi vrut să o ia înapoi. Acum se bucura din plin văzând lama strălucitoare pusă ca stavilă între ei. Plin de prudență, regele s-a plecă, luă sabia și o înlocui cu a lui iar Isoldei îi schimbă inelul cu inelul lui. Aceasta trebuia să însemne că i-a găsit, este între ei, și ar fi gata de iertare. Când s-au trezit și au văzut sabia regelui în locul aceleia a lui Tristan, iar pe degetul sol inelul său, au înțeles că îi pândea primejdia, nu mai aveau unde fugi. Se mai găsea în acele locuri, într-o chilie de sub munte, și un călugăr pusnicit. Acesta se numea Ogrin. Ogrin îl certa pe Tristan de câte ori îl întâlnea, spunându-i că trebuie întoar să-i solda stăpânului ei. Aflând de această întâmplare, Ogrin îl certă și mai rău. Dar Tristan se împotrivi. Isolda nu ea lui, ea mea. Eu am văzut-o întâia oară și m-am îndrăgostit de ea. Și ea pe mine m-a ales. Bătrânul pusnic se încruntă. Regele Mark ți-a arătat întotdeauna dragoste, și tu îi datorezi la fel. Eu pentru el am părăsit regatul de la Lunois, și cu credință l-am slujit înfruntând moartea și luptând și cu uriașul irlandez. Iar, Marc, cum m-a răsplătit? Prin vorbe, da. El mă iubea ca pe o rudă apropiată, dar cu fapta m-a osândit, folosind drepturile sale de rege și de suzeran, să-i dau pe draga mei solda, pe care nici nu o cunoștea. Notă. Legenda cuprinde în esența sa un protest violent împotriva celor puternici, aceștia la adăpostul legilor stabilite de ei și consfințite de biserică își puteau permite să-i despartă pe cei doi tineri care se iubeau, săvârșind astfel, cum spune un învățat, francez, o nelegiuire legală. Se presupune chiar că în forma inițială a legendei, Marco răpea fățiși pe iubita nepotului său și își legaliza crima prin căsătorie. Din nefericire nu ni s-au păstrat nici cântecele barzilor celți, nici măcar forma în care s-a concretizat legenda în Anglia după invazia anglosaxonă. Avem numai niște fragmente din poemele compuse de doi truveri din secolul al XII-lea. Berul și Thomas. Pe baza lor s-au scris inițial două versiuni în limba germană, de către Eilhard Doberg și Gottfried von Strasburg apoi una în limba norvegiană, de un călugăr, Robert, și mai târziu altele în limbile engleză, franceză, italiană, etc. În povestirea acestei legende ne-am orientat în ce privește în special organizarea materialului și unele întregiri, întâi după prelucrarea europeană cea mai cunoscută, aceea a lui Joseph Bedie, apoi după lucrările germane ale lui Will Vesper și Wilhelm Golter, socotite a fi cele mai fidele textului vechilor poeme. Am ținut seamă de o serie de studii făcute asupra legendei de unii oameni de știință, ca Frapie, Ionin, Robert de Boplan, etc. Ne-am întors de câte ori am simțit nevoia la versiunile originale ale lui Berul și Thomas, publicate în redactarea lui E. Murray și Bedie, precum și la unele versiuni populare, germane, engleze și franceze, contemporane, căutând să desprindem de acolo tâlcurile mai adânci ale legendei și mai apropiate de înțelegerea noastră de astăzi. Notă încheiată. Noi de aceea ne-am născut. Suntem făcuți de Dumnezeu să suferim pe acest pământ, hotărâ pusnicul, lovind cu cârja într-un copac. Nu cred, îi răspunse Tristan. Ne-am născut să fim fericiți și nu să trăim în dureri. Durerile noi ni le facem. Ni le fac oamenii haini, aceia care sunt lipsiți de suflet. Afară de asta, vreau să știi că am murit de două ori și de o travă lui Morhold, ca și de cea a balaurului. Și Dumnezeu m-a părăsit, de asemenea și regele Marc, iar ei solda mi-a dat viața. Regele Marc îi este soț. Da, însă eu am cucerit-o prin jertfa mea, luptându-mă. Sfânta Biserică Romană i-a unit printr-o legătură, ce nu poate fi desfăcută. Pe noi ne-a unit dragostea. Amândoi am băut licoarea, a cărei vrajă niciun preot nu poate să o risipească. Lui Marc i-a jurat ea credință. Dar eu i-am ținut mână în mână atunci în ziua cununiei. Isolda nu l-a vrut pe Marc. Pe ea n-a întrebat-o nimeni, iar regele ca suzeran cu sprijinul bisericii în numele lui Dumnezeu mi-a luat-o pe Isolda mea. Nota. Probabil că legenda lui Tristan a suferit prin secolele 11 12 mari transformări, ca multe altele, pentru a putea fi pe placul ascultătorilor de la curte. Cu acest prilej s-au iubit și numeroase variante. Gustav Cohen, un cercetător francez, în lucrarea sa „Un grand romancier d'amour et d'aventure au deuxième siècle, chrétien de Troie, scrie pe bună dreptate – ce qui font profession de conte et qui parle de la légende de Tristan la traitent bien diversement. Aceia care povestesc legenda lui Tristan fac lucrul acesta în chipul cel mai divers cu putință. Cu toate acestea, se pare că în toate variantele, legenda păstrează clară înfierarea căsătoriei impuse și nefirești între un vârstnic și o tânără cere dreptul femeii de a-și alege singură soțul și cântă forța, incomparabilă și eternă a iubirii, singura în drept să-i unească pe doi tineri într-o adevărată căsătorie. Notă încheiată Tristan, glăsui pusnicul, amenințând, și în fața lui Dumnezeu ca și în fața legilor, Isolda însă a rămas soața lui Marc, regele tău, Regele Marca a zvârlit-o leproșilor și a sortit-o unei pieiri chinuitoare. Atu arunci ceva și tot al tău, fiindcă ești tare și așa vrei, eu am scăpat-o, ea a mea. Dar nu uita că o chinuiești ținând-o într-o mizerie de-asta vreme, de doi ani. Oamenii toți o vor huli. Acum e încă tânără, dar nu gândești la bătrânețe. Dacă nici tu nu vei mai fi va ajunge o cerșetoare, așteptând mila tuturor, iar după moarte lângă tine, în iad își va găsi să lași. Tristan se prăbuși în genunchi. Nu pentru mine, pentru ea. Te roagă să nu sufere. Numai un drum e, fiule, rosti pusnicul la sfârșit. Marc este gata să vă ierte. Dă-o înapoi soțului ei, cruțo, Tristan, și de rușine și de o sânda veșnică, iar tu însuți pornește în lume cât mai departe de Cornwall și uito, uito pe Isolda, că ește de cât mai e timp, numai așa poți împăca și legea și biserica. Și, ca să o cruțe pe Isolda, de alte multe suferințe, Tristan atunci s-a înduplecat. Cu moarte în suflet s-a întors Isolda la stăpânul ei. Tot astfel a plecat Tristan. Mai înainte de a pleca, în sala tronului, a spus: Cine cutează, să arunce vreo vorbărea despre Isolda, să-și susțină învinuirea, luptându-se cu armele. Niciun baron nu i-a răspuns. Cine îndrăznea să-l înfrunte pre pe prea puternicul Tristan, cel doboruse pe Morholt? La despărțire, el i l-a dat Isoldei sale pe hasdent. Dacă Isoldei poruncea, câinele sfâșia pe oricine. Și ea i-a dăruit inelul pe care îl purta în deget, în ziua când l-a întâlnit întâia oară pe Tristan. Un inel mic făcut din jasp. Și anii iar au început să treacă, unul după altul feciorul regelui Rivalen, s-a întors în Lunois, primit cu cinste de Rohalt, care a vrut iar să-i dea tronul, însă Tristan nu l-a primit. De aici s-a dus în Galia, la nobilul duce Gilon. Și lui i-a câștigat la șah un cățeluș vrăjit adus din insula Morganei, din avalonul depărtat. La gât acest cățel vrăjit cu blana în zece culori, purta un clopoțel de aur, și cine asculta sunetul acestui clopoțel de aur își uita suferințele. Tristan i-a trimis Isoldei soldei printr-un poet al ducelui, ca ea să-și uite dragostea și să-l uite și pe el. Însă i solda n-a primit ca doar Tristan să sufere, iar ea să-și aline dorul. În bucurie și în dureri, eu sunt legată de Tristan, și-a spus încet blonda Isolda. Și a zvârlit într-un lac adânc vrăjitul clopoțel de aur. Dar nici Isolda și nici Tristan nu mai puteau să viețuiască departe unul de celălalt. Tristan își petrecea tot timpul doar în războaie, socotind că armele îl vor lovi și astfel o să se sfârșească mult timp la sfârșit l-a slujit pe Artur, pe regele Britaniei, fiindu-le alături cavalerilor săi în luptele din Frizia, Spania și Germania. Dar moartea locolea mereu, poate anume ca să-i lase întreagă mare suferința. Pe când lupta prin Spania, a auzit că pe la noi, prin ținutul Bretaniei, zise poetul cântăreț, pustia contele Riol, stăpân al domeniului Nant, iar ducele Bretaniei, Hoel, era numele lui, se retrăsese la Care, castelul de pe țărmul mării în care locuim azi noi, și în castel se închisese cu Cahardin, feciorul său și cu iubita lui copilă, ce se chema, printr-o întâmplare, Isolda cu mâinile albe. Riol voia să ia cu sila pe fica ducelui Hoel. Cavalerii mesei rotunde, dintre care prințul Tristan făcea de multă vreme parte, aveau întâia datorie de a-i ajuta pe cei mai slabi, de a-i înfrunta pe năvălitori. Pornindu-se către care, Tristan îi ajută în luptă pe duce și pe fiul său. El însuși îl luă prizonier pe contele Riol de Nant, care fus zvârlit curând într-o temniță cu guzgani. Isolda cu mâinile albe era scăpată de Riol, iar tatăl, Ducele Hoel și fratele ei, Cahărdin, nu mai puteau de bucurie, căci contele Riol era un om de o cruzime rară. Șase neveste avusese, una mai mândră decât alta și toate se găseau în cripta din castelul lui. Isolda cu mâinile albe ar fi avut aceeași soartă dacă Riol n-ar fi ajuns înlănțuit în temniță. Caherdin, fiul lui Hoel, era un tânăr de ispravă, sincer și foarte inimos. Se împrietenise cu Tristan și îl socotea ca pe un frate. Îl prețuia fiind ca... Tristan nu cunoștea frica de moarte, ba din potrivă, se vâra acolo unde viețile erau cosite cel mai des. Tristan, cu firea lui deschisă, deși atâta de mâhnit, îi devenea drag oricui prin chipul său încântător, prin zâmbetul curat și bun, prin cântecele lui la harpă. Ducele nu o mai contenea cu laudele și să-l cinstească, iar solda fiica lui, îl privea doar și suspina. Un astfel de viteaz e bine să fie înrudit cu noi, a rostit ducele Hăel. Și împreună cu Caherdin s-au înțeles să facă astfel încât Tristan să ajungă soțul Isoldei cu mâinile albe. Tristan iarăși nădăjduia că draga lui cu păr de aur, având micuțul clopoțel al zânelor din Avalon și ascultându-i sunetul, o fi început, poate, să-l uite, să-și liniștească sufletul. Dar dacă eu, gândea Tristan, nu pot să mă mai stăpânesc și plec la ea și iar o tulbur și o fac din nou să sufere, primind această cununie, aș așeza o stavilă în calea nebunei, nebuniei mele și a dorinței arzătoare pe care o am să o revăd și abia de pot să o mai înfrâng și astfel Tristan s-a învoit să facă nunta cu Isolda, copila ducelui Hoel. Nunta a fost însă ciudată. Corul cânta și ducele a unit mâna lui Tristan cu aficei sale prea iubite. Isolda cu mâinile albe i-a jurat lui Tristan credință, dar el parcă plutea în vis. Privea spre duce, spre mireasă, asculta glasul preoților, însă în minte nu vedea decât un păr moale de aur și auzea doar glasul celei care era întint agil. – Blondă-i solda, șoptea el, blondă-i solda, iartă-mă! Iar ducele și oaspeții și preoții nu înțelegeau ce cu Tristan și de ce spune astfel de vorbe încălcite, când… Nici mireasa nu e blondă, ci are părul castaniu și nici n-are de ce-l ierta, ci este toată numai zâmbet și fericire și așteptare. În sfârșit, nunta s-a făcut și însoțiți de Caherdin, mirii s-au dus în încăperea unde urmau să locuiască. Tristan a vrut să-și scoată haina. Atunci a lunecat din deget inelul cel verde de jasp. În ochii s-a din nou solda cea cu păr de aur. Și surâzând și mai mâhnit, Tristan și-a întins pe jos mantia, culcându-se chiar lângă prag, lăsându-și singura mireasa. Și cum asemenea întâmplări sunt a nevoie ale ascunde, ducele și feciorul său au aflat ce se petrecuse. Caherdin, l-a întâmpinat într-o zi pe Tristan în prag. I-a spus că-i aflase taina și în numele surorii sale se socotește în josit. Pentru ce o disprețuiește pe fica ducelui Hoel, Isolda cu mâinile albe? Atunci Tristan n-a mai putut să-și ascundă gândurile, fiindcă ținea la Caherdin. Tristan l-a chemat în grădină să-i povestească viața lui și apoi singur să judece. Și ascultându-l pe Tristan cât suferise, când Isolda, de mână cu regele Marc, s-a îndreptat către castel, iar el, rămas pe țărmul mării, îngenunchease și plângea, Caherdin s-a simțit mișcat și și-a dat seama că Tristan avea gândul cel mai curat. Dar ori de câte ori voia să o privească pe mireasă, în minte i apărea cealaltă, Isolda lui cu păr de aur. Cu ochii parcă înlăcrimați, și sufletul îi îngheța. Ca din însă, l-a rugat să nu lase pe sora lui, să se retragă dacă vrea, așa precum ceruse singur, într-o încăpere, sus, în turn. Tristan s-a învoit bucuros. Alți ani, apoi, de atunci s-au scurs, dar nici solda, nici Tristan n-au încetat să sufere cum au putut trăi, nu știm, unul departe de celălalt. Nota Emoționant este redată această idee în versurile poetei Marie de France. Chevre caprifoiul, plantă care se agață în leiul poetei de ramurile unui alun și nici alunul nu mai poate trăi fără caprifoi, nici caprifoiul dacă nu rămâne încolăcit pe ramurile alunului. Prin această alegorie, poeta îi compară pe cei doi tineri care nu pot trăi unul fără de celălalt. Notă încheiată: Ea era tot și tot mai pală, și mai slăbită, și mai tristă. Iar el lupta necontenit. Barzii cei vechi mai povesteau că, totuși, pe ascuns, tristan, nemai putându-se opri, s-a dus să o vadă pe Isolda. Întâi ca un neguțător, pe urmă ca un pelerin. Dar n-a putut nici să-i vorbească. A treia oară s-a îmbrăcat în hainele unui nebun, pe cap cu părul tuns în cruce, cu hainele în cinci culori. Și țopăind ca un bufon și făcând zeci de strâmbături, pe buze cu râs mincinos, a ajuns până la castel. Regele Marc și toți curtenii au râs în hohote văzându-l. Draga lui nu l-a cunoscut sub haina asta de bufon, și numai câinele hasdent s-a repezit cu labele pe pieptul lui, lingându-i fața și mâinile stăpânului. Notă: Scena se găsește și într-un mic poem francez, și într-o legendă în proză. Ea a fost povestită magistral de Joseph Bédier, urmând în special poemul. Notă încheiată. Isolda se temea într-una de cursele baronilor, însă atunci a înțeles ceea ce inima îi spunea, că în fața ei era Tristan. Câteva clipe și-au vorbit singuri, fiind într-o încăpere. Iubita mea, i-a spus Tristan, acum trebuie să plec și știu că n-am să te mai văd și fără tine am să mor. În sufletul meu n-ai să pieri, i-a șoptit stins blonda solda. Se pare că și Marc aflase cine se ascunsese atunci sub hainele împestrițate și sub tunsoarea caragioasă și hotărâse să-l vâneze ca pe un lup ce da târcoale unei mioare în ocol. Tristan s-a întors la care, luând parte și la alte lupte și ajutându-l pe Caherdin. Se povestește într-un cântec că Marc ar fi trimis cândva să-i se aducă din Irlanda o travă în care se muiau săgețile și sabia. Și după această întâmplare, Tristan a fost lovit în luptă la poalele unui castel pe care abia îl cucerise cu o săgeată otrăvită. Cine a fi tras nu s-a aflat. Nu știm de Marc e vinovat. Atâta știm despre Tristan că a fost adus lungit pe scut. Urcați-mă sus în castel, a glăsuit încet Tristan. Să pot vedea întinsul mării și zările către Cornwall. Și tu, i-a spus lui Caherdin, te du de grabă la Isolda. Spune că i-am fost credincios până în ultima clipă. Mark nu se poate supăra. Eu l-am cinstit îndeajuns și nu i-am înjosit onoarea, chiar dacă mi-a ră -mi răpit iubita isol de idei acest inel, pe care i l purta în deget în ziua când ne-am cunoscut. Roago să vină, dacă vrea, ca să ne spunem bun rămas și, dacă vine, să înalți pe catargul corăbiei o pânză albă, dacă nu, să ridici alta întunecată ca noaptea în care mă cobor. Tristan, nu trebuie să mori, i-a dat răspunsul ca Herdin. Isolda cea cu păr de aur mă va urma fără îndoială și fericirea ta furată de Mark din Cornwall se va întoarce. Te du de grabă, Caherdin, și nu întârzia pe drum, căci clipele mi sunt numărate, aleargă la blonda Isolda. Și Caherdin s-a repezit cu o corabie ușoară, zburând până la tinta gil. Iar Isolda, auzind, s-a ridicat albă din jilți. Ți-am fost supusă, rege Marc, te-am ascultat întotdeauna și când mi-ai zdrobit inima, așa cum cereau datina și legile bisericii. Acum însă vreau să plec, să-i spun rămas bun lui Tristan, el m-a adus în țara asta și pentru mine s-a luptat și mă voi duce, rege Marc, să-i alin ultima clipă, de te învoiești tu sau de nu. Notă de cele mai multe ori, în legende, Isolda este arată, arătată plecând pe ascuns din Cornwall. Alte ori este atrasă de Caherdin sau de un alt trimis al lui Tristan. Nu ni s-a părut mai sugestivă versiunea în care Isolda, chemată de Tristan la ultima lor întâlnire, îi mărturisește fățișului lui Mark acest lucru. Ridicându-se cu un curaj demn de sentimentele ei împotriva autorității regelui. Notă încheiată: Marca a înțeles că orice rău își are marginile sale, și a încuvințat isoldei să-l urmeze pe Cahertin. Și a plutit corabia până ce s-a zărit departe castelul ducelui Breton. Atunci feciorul ducelui și-a amintit să înalțe pânza cu veste bună pe catarg. Dar între marinarii aceia câțiva erau tocmiți de marc, cum spun unele cântece, sau de isolda cu mâini albe, așa cum grăiesc altele. Pânza pe care au înălțat-o nu a fost albă ca de nea, ci neagră cum este mormântul. Caherdin n-a băgat de seamă Tristan privea de la fereastră. Când a văzut corabia, l-a început să a înveselit. Dar când a zărit pânza neagră, ochii i s-au încețoșat și inima a încetat să-i bată. Corabia, sosind la țărm, Isolda a sărit grăbită și a fugit către castel cu mâinile împreunate, cu rochia albă fluturând. Tristan, striga ea, am venit, Tristan, așteaptă-mă, Tristan. Dar ea, dar el dormea somnul cel lung, lângă fereastra mititică, de unde se puteau privi zările largi către Cornwall. Tristan, mai stai, încă puțin, așteaptă-mă să vin și eu! Dar clopotele mănăstirii de pe faleza din Penmarch și ale capele din care vesteau plecarea lui Tristan. Când a intrat în încăpere, Isolda cu mâinile albe plângea la căpătâiul lui. Doamnă, i-a glăsuit Isolda cu păr de aur, este vremea să-mi dați mie locul vostru. Lăsați-mă să mă apropii. Mi-am câștigat prin suferință dreptul de a fi în veci cu el. Notă. Câteodată, ca în poemul The Last Turn Tournament de Alfred Tennyson. Final, finalul este altul. Regele Mark îi urmărește pe îndrăgostiți și îl ucide pe Tristan în brațelei soldei, făcându-și singur dreptate. Dar în majoritatea variantelor, în proză și în poezie, ca și în Tristram and Isu de Matthew Arnold, cei doi eroi mor împreună, notă înche încheiată. Barzii spuneau că după moarte au fost aduși la gil și amândoi înmormântați în câte o raclă de smarald. Regele Marc nu s-a învoit să rămână împreună, dar noaptea când i-au îngropat a răsărit un trandafir din racla prințului Tristan și trandafirul a crescut, a îmbrățișat racla Isoldei. «Marc a cerut să se reteze din rădăcină trandafirul, dar în cealaltă dimineață crescuse iar mai înflorit.» NOTA «Pentru a amenaja susceptibilitățile regale, poeții cavaleri nu precizau întotdeauna că trandafirul sau o altă plantă care răsărea, potrivit legendei, din mormântul lui Tristan și îl învăluia pe acela Lisoldei a fost smuls din ordinul lui Marc.» și lăsa această faptă pe seama altor oameni. Degeaba îl tăiau, căci noaptea creștea la loc și învăluia lăcașul somnului Isoldei. Au fost siliți să-l lase așa. Dragostea lor a biruit. Nota Finalul legendei înseamnă nu deznădejdea, cum au afirmat unii, ci, din potrivă, optimismul celtic, bineînțeles, în limitele înțelegerii epocii respective. Separarea impusă celor doi tineri nu a putut să înfrângă tăria sentimentelor acestora. Dragostea lor dăinuiește dincolo de viață în legendă. Așa se și explică de ce această legendă i-a inspirat pe atâția artiști care au creat o serie întreagă de opere. Se apreciază, însă, unanim că, dintre toate, cea mai importantă creație rămâne drama muzicală a lui Richard Wagner, aria Isoldei, prin care ea își manifestă dorința de a de a urma pe Tristan, este socotită drept una dintre cele mai frumoase și mai zguduitoare pagini de operă din muzica universală. Sfârșit, aceasta este ultima dintre marile legende, repovestită de către Alexandru Mitru în volumul din Marile Legende ale Lumii. De menționat faptul că această carte a primit diploma de onoare a Premiului Internațional Trento Italia în 1978. De asemenea, întreaga operă a autorului a fost răsplătită cu Premiul European de Literatură pentru Copii și Tineret în 1976. Mulțumiri celor care au ales acest canal ce poate fi susținut prin abonare, like sau comentarii.